Ochiul este un important și complex organ senzorial, a cărui principală funcție este aceea de a detecta lumina. Cu ajutorul ochilor, imaginile sunt transformate în impulsuri nervoase ce sunt interpretate de creier. De multe ori, din diverse motive, ochiul suferă anumite defecte, imaginea vizualizată este neclară și atunci, pentru a corecta acest lucru, folosim ochelarii. Pentru a putea descrie principalele defecte de vedere, este necesar să cunoaștem mai întâi părțile constituente ale ochiului. Acestea sunt cornea, irisul, pupila, cristalinul, nervul optic, retina și ligamentele. Cristalinul are rolul unei lentile convergente, iar în cazul unui ochi normal, sănătos, imaginea se formează în planul retinei. Am spus mai înainte că în cristalin razele se refractă, iar imaginea se formează în planul retinei. Haideți să ne reamintim acum cum se formează imaginea unui obiect într-o lentilă convergentă. Pentru reprezentarea grafică, vom folosi două raze și anume o rază paralelă cu axa optică principală, care după refracție trece prin focarul imagine, o rază care trece prin focarul obiect, iar după refracție devine paralelă cu axa optică principală. După cum vedeți, imaginea obținută este reală, răsturnată, mai mică decât obiectul. Dacă obiectul se apropie, vom vedea că imaginea se îndepărtează de lentilă. Deoarece distanța dintre cristalin și retină nu se poate modifica, rămâne constantă și are aproximativ 15 mm, obținerea unei imagini clare pe retină, atunci când obiectul se apropie, se realizează prin deformarea cristalinului, curbura acestuia se bombează, iar acest lucru poartă numele de acomodare. Un ochi normal vede clar obiectele situate între infinit și aproximativ 25 de centimetri. Punctul vizibil cel mai îndepărtat se numește punct remotum, iar punctul vizibil cel mai apropiat se numește punct proximum. Miopia este un defect de vedere care apare în cazul în care distanța focală a cristalinului este prea mică și atunci un fascicul paralel de raze se va focaliza înaintea retinei. Un ochi cu miopie nu poate vedea clar obiectele îndepărtate, dar poate vedea clar obiectele care sunt foarte apropiate de ochi, de aceea persoanele cu această boală tind să apropie obiectele cât mai mult. Pentru a corecta acest defect, se folosesc lentile divergente, a căror distanță focală trebuie să fie egală cu distanța maximă de vedere clară. Hipermetropia este un defect de vedere invers miopiei. În această situație, distanța focală a cristalinului este prea mare și atunci un fascicul de raze paralel se va focaliza în spatele retinei. Un ochi cu hipermetropie nu poate vedea clar obiectele apropiate. Această anomalie se corectează cu ajutorul lentilelor convergente. Dacă v-a plăcut această prezentare, vreau să-mi spuneți ce anomalie a ochiului poate să apară la persoanele care petrec foarte mult timp în fața calculatorului. De ce apare și cum se poate trata?